Peste 60 de persoane cu deficiențe de vorbire și auz s-au strâns joi seara la un restaurant din centrul orașului pentru un revelion dedicat lor. Evenimentul special a fost pus la cale de Marius Creciu pentru cei care trăiesc într-o lume fără sunet. Oamenii au venit cu multă bucurie și au mulțumit în limbajul lor pentru surpriza plăcută. Domnul Creciu are un suflet mare. Se gândește mereu la noi. Și vine și ne vizitează la club și ne ajută la ce avem nevoie. Când se gândește mult la cei care avem probleme cu dizabilități. Da, da. Și vă mulțumim. Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Marius Creciu a mulțumit celor prezenți pentru gândurile bune și, cu ajutorul conducerii filialei, le-a urat invitațiilor multă sănătate și să prețuiască fiecare clipă. Alături de colegii mei am pus mână de la mână și am organizat această petrecere, revelionul celor cu probleme hipoacuzice. Ne bucurăm să-i vedem aici, ne bucurăm că îi avem în mijlocul nostru și la rândul lor și ei se simt foarte bine. Trebuie sprijiniți. Trebuie sprijiniți, chiar dacă soarta nu a fost atât de darnică cu ei, noi ceilalți suntem obligați să le dăm o mână de ajutor, să-i sprijinim, să le fim alături în momentele și mai bune și mai rele din viața lor. Nu este pentru prima dată când oamenii de aici sunt sprijiniți de Marius Creciu. Și în trecut a mai ajutat filiala severineană cu obiecte necesare bunei desfășurări. Este un om cu mare suflet, veni mereu la filiala noastră și ne-a ajutat. Având nevoie mare de un televizor color, tânțul s-au angajat și ne-a ajutat, ne-a dat acest televizor care noi nu știm cum să-i mulțumim. Pe lângă asta am văzut că este un om cu suflet mare. Noi când am avut nevoie de câte orice problemă ne rezolve, dânsul a venit acolo, jurul nostru, ne-a sprijinit. La ora actuală, în Asociația Națională a Surzilor din România, filiala Drobeta Turnu Severin, sunt înscrise aproximativ 100 de persoane. Marius Creciu a promis că va continua să sprijine filiala severineană pentru că trebuie depășite prejudecățile și cu toții trebuie să înțelegem că dizabilitatea nu înseamnă izolare.